Salut! Mihai Dumitrescu sunt eu. Sunt CTO la Lampix, care e un startup jumate brașovean. Între timp e doar jumate, că cealaltă jumate e New York. Background-ul meu este informatică. Am studiat în Germania cu vreo 5 ani aproape. Ce mult sună. Cu focus pe machine learning și computer vision și de atunci practic m-am ocupat cu tot felul de proiecte în zona asta. Lampix practic e un spin-off dintr-o altă firmă de-a mea din Brașov. Și am, ideea mea de azi este să vă dau așa un fel de overview tehnologic despre ce înseamnă Lampix, adică ce tehnologii sunt acolo implicate și cum lucrează ele împreună. E o zonă foarte diferită de chestiile astea cu care probabil sunteți mai obișnuiți, de gen web development și aplicații de e-commerce în zona asta. Și de aia nu sunt sigur cât de adânc trebuie să intru, așa că vă rog să întrerupeți cu întrebări, dacă aveți întrebări de detaliu, sau dacă văd că adormiți, o să încerc să accelerez un pic. Deci ce e Lampix, în primul rând? Avem, după prezentarea mea, și un Lampix acolo instalat pe o masă, cu probabil o singură aplicație, pentru că nu merge Wi-Fi-ul, dar, mă rog, detalii. Lampix e un device, în principiu ce e în cubul ăsta de aici, de sus, care stă peste orice suprafață și conține un proiector, un sistem de computer vision și un calculator. Se uită la suprafața respectivă, înțelege cât mai mult din ce se întâmplă acolo și proiectează peste. Deci asta e la nivel tehnic ce-i Lampix. La ce se folosește chestia asta? În principiu, Lampix e un fel de enabling technology. Deci noi suntem startup și suntem pe drum tocmai să inventăm tot felul de aplicații pentru chestia asta și avem rezonanță destul de bună în niște industrii. Cum ar fi, de exemplu, chestia asta din dreapta aici, din perspectiva voastră. E un exemplu din retail, unde Lampix e folosit la generarea unei experiențe foarte mișto într-un magazin. Adică oamenii intră într-un magazin și interacționează cu produse fizice pe rafturi și brusc produsele astea, mutate și puse pe o suprafață de asta generată de Lampix, devin interactive. Deci Lampix recunoaște, a, uite, ăsta e, în cazul ăsta sunt niște capsule de cafea. Pui o capsulă de cafea și zice, a, asta e capsula Dulceau și are nu știu ce intensitate și după aia poți să dai click pe aici și începi să explorezi acel produs. Deci ideea asta de... Poftim? Am laser. Laser, frate. Unde e butonul de laser? Unde scrie laser? La mare, în sus. Ah. Yeah. Bun, mersi. Am și laser. Deci ăsta e exemplu de retail. Aici deja lucrăm pe proof of concept-uri cu mai mulți clienți. Se întâmplă tot felul de lucruri interesante. O altă zonă interesantă este zona asta de biroul, deci workflow inteligent, eficientizarea muncii. Munca asta în relația între documente fizice și partea digitală. În exemplu ăsta aici Lampix a recunoscut o schemă și practic, schema asta este share-uită live cu cineva care se uită la ea din altă parte, din alt birou. Practic, în timp ce un arhitect, de exemplu, desenează, alți oameni se pot uita pe desenul lui și pot chiar să dea feedback. Deci ce vedeți aici, highlight, este ceva ce a desenat cineva pe un alt ecran în altă parte. Da? Deci avem un fel de colaborare bidirecțională, ca un Google Doc, dar pe o hârtie fizică. Și mai sunt multe alte aplicații pe care încă nici noi nu le-am explorat, dar astea sunt zonele, asta face Lampix. Puțin de tot context, recent am făcut ceea ce se cheamă un ICO cu Lampix, deci am extins puțin ideea noastră, pentru că ideea noastră implică foarte mult computer vision. Am inventat un concept în care generăm în crowd date pentru computer vision și o să intru în detalii mai târziu, dar o să auziți în contextul Lampix și de-aia intru acum în detaliul ăsta, o să auziți de Pix Ecosystem, care este backend-ul de date, nu numai pentru Lampix, ci pentru un întreg set de
aplicații de machine learning, în special în zona computer vision. Astăzi încerc, adică ce facem noi e destul de complex și nu se potrivește în 20 de minute, de asta azi încerc să mă focusez pe Lampix și o să dau niște hinturi despre ce face acel Pix ecosystem care stă în spatele lui Lampix. Un prim overview. Unde rulează software-ul nostru pe care îl facem în contextul Lampix? Avem lucruri care rulează, evident, pe device. Ce rulează pe device? Deci pe chestia aia pe care o vedeți acolo. Rulează un întreg stack de computer vision, care e cheia, de fapt, că asta e cea mai complexă treabă, să recunoști ce se întâmplă. Rulează și un stack de content rendering, adică ceva care mă face să pot să desenez, animez, pun, proiectez ceva pe masă. Și evident avem chestii de infrastructură, adică cum faci ca ăla să se conecteze la Wi-Fi automat, la un moment dat device-ul nu va mai avea tastatură și mouse, o să fie, îl ia cineva, îl pune în priză și trebuie să meargă, cum faci o procedură de pairing, deci tot felul de chestii astea de infrastructură. După aia, evident, avem software in the cloud, pentru că anumite lucruri, de exemplu, din computer vision, nu le duce procesorul de pe device. Procesorul de device e prea mic ca să facă, de exemplu, să ruleze o rețea neurală foarte mare, da? Cu un FPS bun. Și atunci mutăm în cloud anumite lucruri. Plus, vom avea în cloud și o parte de asta standard de aplicație web de administrare. Adică un client din retail, de exemplu, va avea, la un moment dat, o flotă de 30 de Lampix-uri și trebuie să-și administreze de undeva ce se întâmplă cu Lampix-urile alea, care sunt răspândite undeva în teren. Da. Și avem zona asta de Pix Integration, unde am pus cuvântul magic blockchain, că e la mod acum, pentru că în cadrul ICO-ului anumite părți din Lampix o să interacționeze cu blockchain-ul. Repet, întrerupeți-mă, întrebați-mă sau veniți după aia și vă dau detalii, dacă vreți. Încerc să mă țin în minutele mele. S-au oprit, bun. Bun, avem pe lângă astea două care sunt de bază, o să mai avem tot felul de aplicații companion. De exemplu, pentru partea de birou, Lampix-ul va interacționa și va fi paired cu un calculator pe care lucrez. Ca, de exemplu, să pot să arunc un document digital, să-l arunc pe masă și să desenez peste el cu un Pix, să-i fac o anotare, cam cum aș face o anotare pe ceva printat, doar că aici fac o anotare pe ceva proiectat. Și, evident, anumite aplicații implică și mobile companion apps. Deci, vedeți, ideea e și partea interesantă de ce am pus folia asta aici, ca să dau așa o perspectivă cât de multe tehnologii și detalii sunt implicate. Și acum, tehnologiile în sine, aici deja sunt lucruri mai concrete pe care le-am ales ca să folosim și să creăm acest produs. Deci, computer vision-ul și partea de procesare de imagini în mare, plus părți de server, sunt cam toate făcute cu Python la noi. Folosim, evident, cât putem de mult lucruri care există. În zona de computer vision, două lucruri standard, OpenCV și Keras. Sunt, poate dacă ați lucrat cu rețele neurale, știți că Keras e una din librăriile renumite. Și astea iar rulează parte pe device, parte în cloud și în zona de mobile pentru Pix ecosystem vom avea iar computer vision, chiar și pe mobile. Rendering-ul îl facem așa, asta e clar, aplicații mobile nativ. În spate, bază de date, suntem foarte probabil, continuăm pe MongoDB. O să avem o parte mare de DevOps, deci de tot felul de bucățele de server care scalează și sunt modulare și se adaptează la load-ul pe care îl avem într-un anumit moment. Și, evident, integrarea asta cu blockchain-ul. Și acum întrebarea se pune, cum facem ca toată chestia asta să nu explodeze? Și răspunsul, evident, e cu arhitectură multă. Deci, unul din task-urile pe care îl facem chiar acum și de-aia ce vedeți aici este o evoluție în plină întâmplare. Deci nu e ceva foarte well established. Tocmai lucrăm la lucrurile astea. Și s-ar putea peste 3 luni să fie altfel prezentarea asta, că ne-am dat seama că ceva am greșit. Dar, practic, ce lucrăm noi acum este foarte mult în zona de arhitectură. Ca să nu explodeze, ca să fie performanța bună, ca să fim extensibili pentru tot felul de idei care apar pe parcurs. Aici am pus doar așa din avion ce înseamnă tot sistemul, în care Lampix și ce prezint eu azi e doar zona asta de aici. Pix, ecosistemul și
tot device-ul ăsta conține foarte multe detalii. Vrem să ne ținem departe de dezvoltarea de hardware, că nu este un lucru ușor și știu alții mai bine. Dar deocamdată suntem obligați să ne facem singur device-ul, cel puțin în versiunea asta de prototip, pentru că e un form factor nou și nu prea există ceva comparabil în momentul de față. Poftim? Nu, în momentul de față suntem pe o platformă de la... Nu face Intel, dar e cu un procesor Intel, un Atom quad-core cu 4 GB de RAM, o chestie asta. Și o placă form factor este fix Raspberry Pi, doar că e mult mai puternică. Și asta a fost o evoluție, pentru că am avut tot felul de... Deci stack-ul ăla de computer vision nu duce bine pe un Raspberry Pi la ce frame rate vrem noi. Deci KPI-urile de care vorbea colegul mai devreme, la noi multe din ele sunt legate de un frame rate, cât de repede poți să procesezi ce vine de la camera care filmează masa. Bun, și am zis că fac un dive-in, deci vreau să arăt puțin ce înseamnă efectiv device-ul ăla pe partea de software și doar atât. Și mi se pare interesant ca o discuție asta să pornești de la cerințe, deci niște cerințe de nivel înalt, ce vrem noi să obținem cu device-ul ăsta. Pe partea de computer vision, e o cerință deja destul de contradictorie, adică am vrea să fie rapidă, dar am vrea să facem și operații care durează foarte mult. Dar totuși vrem să obținem un frame rate bun. Da? Și asta deja e o cerință interesantă și aici o să mă leg puțin de RX, pentru că se potrivește foarte bine conceptul. Vrem să fie extensibil. Asta înseamnă că vrem să putem adăuga algoritmi de procesare, de imagini și după ce am creat tot stack-ul, pentru că zona și scena evoluează permanent și vrem să putem să facem plugin cu niște idei noi foarte repede. Evident, vrem să folosim librării existente foarte ușor. Da? De ce zic cerințele astea? Pentru că astea influențează atât alegerea tehnologiei, cât și arhitectura pe care o să o prezint în slide-urile următoare. Asta e partea de computer vision. Avem însă o parte complet diferită, oarecum, de conținut. Deci, conținutul este atunci când computer vision-ul și-a făcut treaba, trebuie să și afișăm ceva. Și acolo, ce ne-am dorit noi foarte tare este să avem o tehnologie foarte ușor de folosit pentru mulți programatori. De ce? Lampix, practic, e o platformă. Deci nu vom face noi toate aplicațiile pentru Lampix. Lampix, deja acum și în versiunea asta alfa, are un API deschis și avem clienți care fac deja aplicații pentru Lampix și vrem să împingem mai departe chestia asta, adică să facă tot mai mulți oameni aplicații pentru Lampix, iar noi să ne concentrăm pe ce știm noi să facem, bine, care e zona asta. Evident, flexibil, extensibil, folosind librării existente, clar, logic. Easy to test and debug. Asta e interesant. Pe Lampix, acolo, e greu să faci debug la ceva și atunci întrebarea se pune cum poți să faci să creezi acest content cât mai ușor, fără să folosești device-ul în primă fază. Și o să vorbesc un pic de un simulator mai încolo. Cerințele astea, acum ne duc la niște decizii de arhitectură. Cum organizăm lucrurile în cadrul acelui software stack. Și primul și cel mai important stack, ca să spun așa, este stack-ul de computer vision. Câți dintre voi aveți idee de computer vision? Ați lucrat? Ați... Ok, interesant. Deci, practic, aici avem un flux de streamuri asincrone. Aici o să recunoașteți ceva ce a zis el mai devreme. Și, apropo, noi chiar am studiat cum am putea să facem, să implementăm asta cu RX, pentru că există și pe Python RX, doar că nu e așa de avansat și deocamdată nu-l avem. Dar se potrivește ca și concept foarte bine. Ce vrem noi să realizăm aici este, în primul rând, din partea asta, practic, intră frame-uri. Frame-urile sunt acele poze care vin de la camera care se uită în jos pe masă. În cazul nostru, în implementarea actuală, frame-urile conțin 3 canale de culoare și un canal de adâncime. Deci avem o cameră care, mă rog, vă explic după aia dacă vreți cum vede ea și adâncimea. Pe acele frame-uri, scopul nostru, practic, la final, este să recunoaștem, de exemplu, și o să vedeți acolo, o capsulă de cafea. Da? Pe acele frame-uri, trebuie să ne, din acele frame-uri, trebuie să ne dăm seama foarte repede unde e ceva interesant.
Da? Deci nu avem voie ca fiecare, în fiecare frame să căutăm capsule de cafea ca tembelii, pentru că încălzim procesorul și facem numai topeală pe acolo pe înăuntru. Nu-i bine. Și atunci, practic, există niște operații care se întâmplă pe fiecare frame, care trebuie să meargă foarte repede și care ne dau un hint dacă ar putea să fie ceva interesant acolo sau nu. După care, dacă hintul vine, mai departe trebuie să ne uităm mai atenți. Stai momentul ăla în care vreau să pun pe mut când tușesc, dar am uitat. Deci dacă vine un hint că pe tot frame-ul pe care ne-am uitat ceva e interesant, nu ne spune unde. Deci sunt algoritmi care numai zic, bă, s-a mișcat ceva. Ok, perfect, hai să vedem ce s-a mișcat. Aici intervine o zonă în care avem niște surface watchers, le zicem noi, deci niște zone active. Zonele active, în general, sunt înregistrate de aplicația care rulează pe Lampix. Deci aplicația zice unde vrea să fie ea atentă. Da? Și zonele astea rulează, practic, o detecție mai amănunțită. De exemplu, caută într-adevăr capsula de cafea. Și după ce capsula a fost găsită, rendering-ul, adică acea bucată care se ocupă efectiv de conținut, intră în joc. Da? Practic, din stânga în dreapta aici, avem lucruri care durează foarte puțin și se întâmplă foarte des, spre lucruri care durează tot mai mult și se întâmplă cât se poate rar. Da? Și chestia asta, evident, este făcută asincron. Adică vrem să facem în așa fel încât cele care se întâmplă repede să nu fie blocate de cele care se întâmplă încet. Da? Am încercat aici să schițez modelul de threading foarte din avion, pentru că, practic, zonele astea gri sunt thread-uri diferite. Și nu o să intru în detalii, dar, mă rog, în anumite situații, framework-ul nostru decide dacă anumite lucruri trebuie făcute pe thread-ul ăsta sau pe thread-ul ăsta. Deci aici pot să povestesc mai multe mai târziu. Ideea a fost să dau o privire de ansamblu. Ce se întâmplă în pătrățica asta de aici? Rendering-ul. Rendering-ul în momentul de față, dacă tot stack-ul de computer vision l-am făcut în Python, pentru că e foarte ușor să accesezi librării existente, e foarte ușor să prototipezi și chiar să muți lucruri spre un nivel de producție pe partea de computer vision în Python. Pe partea de vizual, rendering, toată lumea e obișnuită cu ce? Cu HTML5 JavaScript. Și atunci am decis chestia asta, deși existau soluții să facem lucruri vizuale și în Python, am decis să facem un layer de abstracție aici și să mergem cu rendering-ul pe zona de HTML5 JavaScript. Și practic există un Lampix.js care produce această legătură între cineva care scrie o aplicație pur HTML5 cu JavaScript și Lampix care face computer vision. Da? Și lucrurile se întâmplă așa, aplicația se încarcă și comunică computer vision-ului la ce vrea să fie atentă. Da? De exemplu, vreau să recunosc degete pe 3 butoane, vreau să recunosc capsule în zona asta. Da? Computer vision stack cu acele surface watchers ține minte chestia asta și de acolo încolo toată procesarea de imagini e atentă la ce a zis renderer-ul. Da? În momentul în care se detectează capsula, vine rularea inversă prin stack, adică de la computer vision stack prin Lampix.js aplicația mea află că, de exemplu, pe o anumită zonă a fost plasată o capsulă. Ce e interesant aici este că am vrut să separăm zona asta de rendering de Lampix-ul real pentru a putea dezvolta în liniște aplicații contentul aplicațiilor fără să fie nevoie de un Lampix real. Și atunci am introdus acest layer de abstracție care comunică exact la fel cum comunică cu stack-ul de computer vision, comunică și cu un simulator. Simulatorul, practic, ne permite să generăm evenimente ca și cum ar fi de la computer vision, dar cu mouse-ul. Adică iau o capsulă și o placez pe masă virtual. Și de acolo încolo mă uit ca și conținutul să reacționeze bine. Toată chestia asta în simulator se întâmplă pe un PC de dezvoltare. Deci nici nu trebuie să am un Lampix. După care, pasul următor, când sunt mulțumit de conținutul meu, pot să pun acest conținut unul la unul în Lampix și îl fac să reacționeze la computer vision. Pe chestia asta,
dacă avem un Lampix, poate să dezvolte 5 oameni deodată aplicații și fiecare le poate proba după ce sunt, după ce e mulțumit de, de cum arată conținutul. Cred că nu o să vă arăt cod live, nu știu, mi s-a părut un pic cam mult, habar n-am. Cred că vă arăt după aia, dacă vreți. Vă mai zic încă o direcție pe care n-am atins-o până acum, a întregului stack de software al nostru, care este direcția asta de extensibilitate. Deci da, până acum ce am prezentat ca și arhitectură satisfăcea celelalte cerințe, acum vorbim de cerința de extensibilitate. Și aici folosim un pattern super clasic, dependency injection. Deci, practic, toate componentele aplicației noastre sunt separate, nu știu unele de altele, astfel încât să ne fie foarte ușor să facem la un moment dat unit testing. Un exemplu, dacă avem un detector de mișcare și acest detector funcționează bine, da? Detectorul funcționează în mod normal, luând frame-uri de la cameră și făcându-și magia și după aia dând mai departe niște evenimente cu niște zone în care s-a mișcat ceva. Da? Acest detector pot să-l rulez complet detașat de contextul lui, înregistrând pur și simplu un mock provider de frame-uri pe care l-am făcut înregistrând pe Lampix la un dat, un caz real. Deci iau Lampix-ul, pornesc și fac înregistrare video, efectiv. Și pun pe masă trei obiecte, fac niște lucruri pe acolo. După care, chestia asta pot oricând și de oricâte ori să o torn în detectorul de mișcare și să verific ce iese. Îmi fac un standard și zic, uite, asta e mișcarea minimă pe care vreau să detectez. După care, orice modific la algoritmul ăla de la mijloc, având aceste două componente de mock în stânga și în dreapta lui, pot să retestez să văd dacă algoritmul ăla încă face același lucru sau mai bine. Da? De-aia, chestia asta cu dependency injection e foarte interesantă în, în contextul ăsta. Nu știu dacă e foarte clar, dar practic ce e foarte interesant și de, de ce e challenging la dezvoltarea pentru Lampix este că avem extrem de multe componente care joacă împreună. Și de foarte multe ori observi că nu merge ceva, dar poate să fie 20 de surse de unde, de, de ce nu merge chestia aia. Și atunci ce trebuie să facem noi permanent este să găsim metode prin care ne e foarte simplu să izolăm acele surse. Da? Și, și la asta arhitectura trebuie să ne ajute. Bun, și ce se întâmplă cu practic restul de zone despre care am zis că vrem să fie extensibile? Avem un set întreg de plugin-uri, avem plugin-uri care rulează pe un frame întreg, avem plugin-uri care rulează pe anumite zone, da? Două exemple de plugin-uri care rulează pe zone. Avem detector de obiecte bazat pe rețea neurală și avem unul local care rulează pe Lampix și avem unul în cloud. Da? Aplicația care rulează pe Lampix, deci aplicația web, decide ce detector vrea, iar Lampix-ul, în funcție de ce detectoare sunt înregistrate, îi pune la dispoziție acel detector. Și în sine aplicațiile sunt și ele plugin-uri. Deci, practic, pot să intru în Lampix și, și la nivel de Python pot să generez nou, noi tipuri de aplicații. Poate e interesant în contextul ăsta să vă zic de o aplicație mai specială de Lampix și anume aplicația de training. Am tot vorbit despre faptul că Lampix recunoaște obiecte. De unde știe să recunoască obiecte? În principiu sunt niște rețele neurale. Cum le antrenăm pe alea? Le antrenăm pe bază de exemple. Cum obținem exemplele? Aici vine frumusețea. Cu Lampix le obținem tot cu Lampix. Deci există o aplicație mai specială care se numește aplicație de training, care mă duce printr-un procedeu de învățare, îmi proiectează pe masă unde să îi pun obiectele, își generează un set de date, pe măsură ce generează setul ăla de date și calculează cât de bun e setul de date și la un moment dat când consideră că a văzut destul, pentru că setul de date atinge anumite criterii de performanță, îmi zice, ok, ești bine, ai destul de date, de acum încolo poți să faci aplicații care recunosc aceste obiecte. Exemplu de care discutam mai înainte era cu pachete de țigări. Deci asta e un antrenament pe care aș putea să-l fac, să fac Lampix să recunoască pachete de țigări extrem de repede. Da. De ce facem asta? Pentru că ne dorim ca platforma asta să poată fi folosită de un manager de restaurant care vrea să prezinte trei feluri de mâncare. Nu trebuie să știe computer vision, nu trebuie să știe nimic. Trebuie doar să pună alea acolo și Lampix îl duce prin tot procedeul de antrenare. Da,
Asta a fost așa foarte rapid. Puneți-mi întrebări dacă aveți. Sigur. Uite, capul meu, cum a fost asta. Asta a fost timerul meu de prezentare. Ok, suportă și alt fel de suprafețe sau doar o masă, ceva plan? Mă gândesc, poți să... sau există ideea de a folosi pereții unei camere, de exemplu? Da, există. Noi am focusat, în general, experiențele pe interacțiune cu obiecte. Și obiectele stau mai greu pe perete. Deci, de aia, cumva... Da, am mai avut și, de exemplu, pentru, mă rog, un client dintr-o țară, facem o treabă în care există un Lampix în jos și unul spre un perete. Și sunt niște interacțiuni între cele două Lampix-uri. Da, mă gândeam la o interacțiune de genul ăsta. Pe masă ai un document și după aia faci vânt și se randează pe perete. Da, 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 da. Poți face lucruri de astea. Da, 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 da. Am înțeles. Asta e zona de aplicații. Deci, în zona de aplicații ești restrâns, practic, numai de feature-urile de computer vision pe care ți le pune la dispoziție API-ul. Și acolo clădim în momentul de față. Adică avem niște metode de recunoaștere simple care merg și clădim în continuare mai departe. Am înțeles și mai vin cu o întrebare. Aplicațiile, poate să ruleze o singură aplicație sau poți avea mai multe aplicații? Caz concret, poți să ai o aplicație care numără, nu știu, pastile și o aplicație unde faci și chat cu cineva sau, nu știu, o chestie din asta. Deci aici e mai complicat răspunsul. Pe partea asta de aplicații, adică noi avem modularizarea făcută pe două nivele. Unul este cel al aplicațiilor și de aia e albastru aici, pentru că e zona de computer vision, stack-ul de computer vision. Și acolo poți să ruleze oricâte în paralel. Ah, okay. Deci dacă îți faci, de exemplu, un recognizer care e mai șmecher și altfel complet, da, și vrei să ruleze în paralel cu ce rulează acum, nu e nicio problemă, poți. Da? Pe parte de rendering, deci pe parte de HTML5 JavaScript, ce e acolo, acolo practic poți să faci ce vrei tu. Dacă vrei să împarți suprafața în două și să faci, să înregistrezi aici ceva cu recunoaștere de obiecte și aici ceva cu... nu știu cum îi zice, anotare pe foi, da, ceva de scrise, genul. Poți face asta. Dar e treaba ta în JavaScript, practic. Mm-hmm. Deci acolo ești liber. Deci e posibil. Asta da, e. Da. Ok. Eu nu-l arunc. Bun. Salut. Ca și întrebare, dacă aș vrea să cumpăr, ce pot să-mi ofer mâine? În ianuarie vrem noi să lansăm un Kickstarter pentru un Developer Edition. Developer Edition va însemna un Lampix care vine cu probabil 3 aplicații de demo care sunt menite mai mult să-ți arate cum se folosește API-ul. Și da, evident vei primi un Lampix și acele aplicații de demo și o descriere de API, deci toate chestiile astea. Practic ele există deja acum și sunt oameni care lucrează deja cu ele și pentru acel Kickstarter vrem să le împachetăm puțin mai frumos și să nu mai... Adică noi suntem acum în faza de printare 3D cu device-urile pe care le avem și am făcut niște 10. Și faza următoare, pe un lanț de ăsta normal de prototipare, este o fază în care putem face sute de device-uri și nu mai e printare 3D, e ceva ce se cheamă urethane casting, mă rog. Deci cam asta e zona în care suntem acum. Da. Și dacă totul merge bine și avem succes și cu Kickstarter-ul și iese planul de proiect și așa, sfârșit de 2018 am putea să avem, e un pic optimist, dar sfârșit de 2018 am putea să avem un produs mass produced. Ok, deci acum practic este doar intern pentru clienți parteneri. Da. Ce facem cu clienții parteneri până în Kickstarter este exact zona asta de proof of concept și... rafinare a API-ului și a sistemului de rendering și a computer vision-ului și așa mai departe. Și pe moment suntem așa un pic în ne puțin apărăm de prea multe proiecte, pentru că na, construim echipă, construim arhitectură și dacă facem multe, multe proiecte de clienți și în timp ce facem arhitectură, o să iasă o varză. Și na, asta e zona acum. Cum v-ați gândit să monetizați? Sunt mai multe detalii aici. Practic,
e o zonă la care încă ne gândim. Clar, poate să fie niște device sales care să facă, adică o să avem o margine la, la fiecare device. Și există toată partea aia de computer vision în cloud care poate fi licențiată. Adică faptul că tu rulezi un Lampix, Lampix-ul ăla are nevoie clar de niște chestii în cloud, aia costă ceva pe lună. Și o ultimă întrebare. Sigur. Concern de securitate, da? Am văzut că toată partea de content, sau din ce am înțeles de acolo, partea de content rulează în cloud. Asta înseamnă că documentele mele care le-aș pune acolo de arhitectură sau whatever, care sunt company private information, confidential information, ar ajunge în cloud undeva? Nu, sunt două lucruri aici. Contentul în sine poate să fie și local și aplicația pe care o avem acum aici e cât de total locală pentru că nu merge Wi-Fi-ul. Deci poți avea o aplicație locală complet. Poți, de asemenea, adică fiind o platformă deschisă, noi în zona asta de API încă mai lucrăm, dar ideea de a avea comunicare aplicația direct cu cine vrea ea. Da? Pe moment, în momentul de față, aplicația comunică, adică aplicația de, de JavaScript, comunică doar cu Lampix-ul și Lampix-ul face mai departe orice. Dar suntem, deci unul din lucrurile pe care trebuie să le mai facem în API exact pentru aplicația de astea de document sharing și așa mai departe, este ca JavaScript-ul să poată să iasă și singur, să facă ce vrea el cu alt server, cu cine vrei tu. Și atunci îți vei putea face o aplicație de document sharing sau conlucrare pe documente cu infrastructura ta de securitate. Dar aici e oarecum o zonă în care noi nu vrem să ne băgăm prea tare, ci preferăm să facem API-ul de așa natură încât să suporte toate cerințele astea și cine vrea să dezvolte aplicație să sară și să facă cum vrea. Dar ca să neuronală self-hosted. Ce înseamnă self-hosted? De cloud. Să fie self-hosted. Păi este. Deci ce vedeți aici pe masă, sper, după ce terminăm prezentarea, are o rețea care rulează fix în cutia aia neagră de acolo. Și alte rețele rulează în cloud, dar avem și rețele aici, locale, da. Dar cumva, când spuneai că documentul care îl pui sub lamp poate să rămână în local. Poate să rămână în local, dar fără computer vision. Ca să recunoască ce e în document, trebuie să ajungă totuși în cloud, nu? Deci, anumite părți de computer vision rulează local și altele rulează în cloud. În funcție de complexitate, evident, noi preferăm să tragem totul local pentru că timpul de reacție e mult mai bun. Dar în momentul în care ai prea multe chestii locale, nu mai ai ce face, trebuie să mergi în cloud. Și chiar am făcut trecerea de la... Înainte aveam Raspberry Pi și, de exemplu, rețeaua asta care detectează capsulele alea de Nespresso rula în cloud, pentru că nu avea loc în Raspberry să facă chestia aia. Pe hardware-ul ăsta nou, am tras-o local, pentru că brusc se încape, merge, e ok. Deci de-aia zic, depinde de la caz la caz. Și una din targeturile de arhitectură un pic mai far-fetched este ca să avem un fel de mini-sistem de operare de Lampix, nu vă gândiți foarte low level, dar un fel de sistem care face timing la diverse task-uri de computer vision și face offload în cloud sau înapoi dinamic. Deci dacă tu încarci o aplicație complexă care vrea să detecteze 15.000 de obiecte deodată, o să-ți plece detectoarele în cloud. Dacă tu faci o aplicație cu două, unul de degete și unul de capsule, stă local, că nu-i trebuie să plece în cloud niciodată. Dar asta e o arhitectură un pic pasul 2-3 față de ce facem acum. Salut, pe partea de cloud, ce folosiți? Adică? Gen, folosiți soluții existente, gen Watson sau Microsoft AI sau... Nu, suntem, deci antrenăm rețele proprii cu arhitectură de-a noastră, dar folosim librării de gen Keras ca să... Și nu crezi că ar fi mai profitabil să folosiți, de exemplu, un Watson care are deja implementată partea de design recognition? Suntem deschiși, am făcut și niște teste, de exemplu, cu și avem și o aplicație de demo, care cred că nu merge acum, cu niște rețele antrenate, pre-antrenate de la Google. Deci, da, în funcție de aplicație, cum am zis, avem extensibilitatea asta. Pe moment, rețelele pe care le facem, pentru ce obiecte avem noi nevoie, se potrivesc cel mai bine ale noastre. Ce lucrăm în momentul de față să facem este să folosim, asta e un concept, se cheamă transfer learning. Deci să luăm niște rețele antrenate pe o clasă, pe mai multe obiecte
să le tăiem niște straturi care specifice alergiilor obiecte, să punem alte straturi și să le folosim totuși feature-urile primare ca să detectăm obiectele noastre. Scuze. Mai investiți timp în dezvoltarea de hardware? Sau încercăm să nu. Încercăm să nu, pentru că nu e core competența noastră. Deci, practic, ce vezi acolo este foarte aproape de niște componente off the shelf. Avem o discuție în momentul de față destul de interesantă cu Intel, care vrea să facă, vor ei să facă un hardware din ăsta oricum și discută să vadă dacă nu putea, poți să-l facă ei și noi să facem la software-ul. Deci chestia asta se întâmplă, da? Mă refeream dacă cercetați în soluții care mai apar pe piață. De exemplu, Nvidia se laudă că au lansat o placă de form factor al Raspberry Pi-ului cu CUDA cores specializat în rendering și procesare de imagine. Da, ne uităm la lucruri de astea. De-aia am și trecut de la Raspberry Pi la chestia asta, că asta era disponibilă acum un an când aveam noi prima dată problema. Salut! Luând în calcul un proiect mai complex, cum e, de exemplu, acel arhitect care desenează, uh-huh, și probabil destul de multe date care ajung în cloud atunci, cam cum se descurcă pe partea de latență? De exemplu, că bănesc că trimiți și chestii de comunicare pe lângă faptul că are și loc ceva procesare acolo. Ăla e loc clasic în care soluția proof of concept merge foarte repede pentru că o implementezi și merge. Adică eu mi-am făcut primul demo de colaborare în 3 seminopți, așa. După care, de acolo încolo, ai mult de muncă să o faci să funcționeze bine. Deci am făcut la un moment dat niște calcule cu niște codecuri care știu cum comprimă și așa și e plauzibil să iasă bine, în sensul bine însemnând niște sub o secundă latență, dacă îl atrage o linie să ajungă linia în partea aia în secunda 2. E plauzibil, dar e foarte mult de muncă. Deci e o zonă foarte complexă aia ca să o faci să funcționeze într-adevăr cum trebuie. O întrebare tehnică, cam la ce rezoluție, ce frame rate poate să prelucreze input-ul? Noi folosim, ce folosim acum rezoluție? Cred că mică de... Deci folosim 800 cu 600 pentru detecția de obiecte generală, așa, ce vezi pe aici pe masă. Deci mai avem loc până la ce știe camera asta actuală, cred că știe Full HD. Și frame rate-ul pe care scoatem acum este foarte dependent de ce detectoare se înregistrează. Dar în principiu ajungem la niște zeci de frame-uri pe secundă. Adică ar putea să facă o cerere dacă răsfoiesc o carte? Nu local. În momentul de față asta nu cred că e realist. Deci cu procesorul ăsta. Da? Adică asta e o chestie care cred că e mai realist să se întâmple în cloud și să răsfoiești și aia durează foarte puțin, să faci upload la o poză și download. Foarte puțin. Durează mai puțin decât să rulezi un OCR local. Ok, mersi. Da, de-aia zic. Da. Sigur. Sergi. Mai e ceva? Mai e cineva? Adică? Nu. Din ce văd, nu. Mersi tare mult, Mihai. Acolo am mai ridicat. Ok, scuze. După ultimele aruncări, e mai safe. Ok. Seara bună. O întrebare are o aplicabilitate pe partea industrială? Recunoaștere? Am văzut sortare de fructe, de chestii de astea, în linii de producție. Explorăm. Practic, Lampix-ul e combinația asta și de computer vision și proiecție. În industria are computer vision în sine foarte multe aplicații, aia e absolut clar. Pentru Lampix am explorat și ne-am uitat la niște zone de astea de producție de serii mai mici, uh-huh, unde cineva poate să interacționeze cu niște piese destul de rar încât să nu știe pe din afară procesul și atunci Lampix ar putea să fie un suport de proces în care să recunoască acele piese,
și să-i spună că asta e prima și asta e a doua, lucruri genul ăsta. Oarecum duce spre HoloLens și ce demonstrații aveau ei. Exact, doar că fără ochelari. Ok. Da? Deci asta e diferența. Plăcerea.